Lacul Sărături Murighiol, situat în terasa Dunării între localitățile Murighiol și Plopu, are o lungime de circa 2 km și o lățime maximă de 500 de metri. Lacul cu apă clorosulfatică este lipsit de pești, dar bogat în specii fitoplanctonice și zooplanctonice. Datorită importanței sale ca arie de cuibărit a numeroase specii de păsări acvatice, lacul Sărături Murighiol a fost pus sub ocrotire încă din anul 1938. Până în 1990, lacul Sărături Murighiol era rezervație științifică de tip zoologic, iar din anul 1990, zona Sărături Murighiol este parte integrantă a rezervației biosferei Delta Dunării, fiind declarată zonă strict protejată, în special pentru a asigura protecția coloniei mixte de păsări de pe insulele din mijlocul lacului. Lacul reprezintă zonă de cuibărit a numeroase specii de păsări acvatice, dintre care unele sunt declarate monumente ale naturii, cum sunt piciorongul și ciocântorsul. Printre cele aproximativ 200 de specii identificate în zonă, cele mai reprezentative sunt pescărușul cu cap negru, ce cuibărește într-o colonie cu circa 150 de perechi pe micile insule din lac, pescărușul râzător, chira de baltă, prundărașul de sărătură, rața cu ciuf, chirighița cu obraji albi, toate protejate prin convenția de la Bernă. Datorită salinității apei, lacul îngheață numai în perioadele de iarnă cu temperaturi foarte scăzute și pe perioade scurte, fapt ce transformă acest areal într-un important spațiu de hrănire, cu deosebire pentru gărlițe, lebede și pentru numeroase păsări de mal, limicole. Condițiile prielnice, diversitatea habitatelor și ecosistemelor, abundența și varietatea hranei din rezervație atrag specii noi sau care au fost văzute sporadic în perimetrul rezervației biosferei Delta Dunării. În luna mai 2021, inspectorii ecologici din cadrul RBDD au observat 49 de exemplare de păsări flamingo în timpul acțiunilor de monitorizare a zonei strict protejate lac Sărături Murighiol. Din păcate, deșertificarea este un fenomen care se situează printre cele mai mari provocări de mediu din timpurile noastre. Efectele schimbărilor climatice au fost observate și pe teritoriul rezervației biosferei Delta Dunării cu precădere în ultimii ani. Un exemplu este lacul Sărături din Murighiol, care din cauza secetei a fost profund afectat, suprafața lacului reducându-se la câteva ochiuri de apă. În prezent, regimul hidric al lacului Sărături Murighiol depinde de cel al precipitațiilor. Având în vedere complexitatea zonei din punct de vedere al biodiversității și a cadrului natural, administrația rezervației biosferei Delta Dunării va căuta soluții de restabilire a regimului hidrologic. În acest sens, se impune o lucrare de renaturare, precum și realizarea unui studiu complex asupra florei și faunei de nevertebrate care favorizează formarea marilor aglomerări de păsări pentru hrănire. În funcție de rezultatele studiului, se va putea fundamenta decizia de aducție și utilizarea sursei de apă cea mai oportună. Proiectul Conservarea zonei strict protejate Sărături Murighiol, implementat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării Tulcea în parteneriat cu Asociația Danubiu,
are ca obiectiv general conservarea biodiversității din zona strict protejată Sărături-Murighiol prin implementarea unor măsuri din planul de management al rezervației biosferei Delta Dunării. Obiectivele specifice ale proiectului sunt conștientizarea și informarea grupurilor țintă și a factorilor interesați privind conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă în perimetrul ariei naturale strict protejate Sărături-Murighiol, cu rezultate finale, realizarea de activități de informare și publicitate. Îndeplinirea obiectivelor de management aferente ariei naturale strict protejate Sărături-Murighiol privind înlăturarea presiunilor antropice asupra speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională prin realizarea infrastructurii necesare conservării biodiversității, rezultatele finale fiind realizarea unui gard, a unei porți de acces și a unui pichet PSI. Oportunitatea proiectului. Implementarea proiectului Conservarea zonei strict protejate Sărături-Murighiol răspunde nevoilor de menținere și restaurare a stării ecologice bune a ecosistemelor identificate în planul de management al rezervației biosferei Delta Dunării. Proiectul presupune realizarea unui gard de protecție în jurul zonei strict protejate Sărături-Murighiol. Gardul va fi prevăzut cu o poartă de acces, iar lângă zona de acces se va realiza un pichet PSI. Toată această infrastructură reprezintă o măsură activă prin care se combat sau se atenuează factori de risc la adresa biodiversității din zona împrejmuită. Ca și priorități, se va avea în vedere combaterea și atenuarea factorilor de risc cauzați de activitățile antropice și de speciile invazive pentru starea habitatelor, identificarea și implementarea măsurilor pentru limitarea efectelor negative. Stoparea pășunatului excesiv. Implementarea proiectului prin realizarea infrastructurii de împrejmuire va scădea exponențial presiunea asupra habitatelor și speciilor protejate din zonă, în condițiile în care prezența animalelor domestice asupra componentei floristice este într-o continuă creștere și mai ales asupra păsărilor care cuibăresc în zona lacului.
gestionarea fluxului de turiști. Valorile naturale ale zonei strict protejate Sărături Murighiol constituie ceea ce se poate numi generic resurse estetice ale RBDD, resurse valorificabile prin practicarea turismului. Prin implementarea și derularea activităților de informare și conștientizare privind importanța zonei protejate pentru oameni și natură, realizarea și distribuirea de materiale de informare în creșterea gradului de conștientizare, care să modifice comportamentul oamenilor față de natură, fie localnici sau vizitatori, astfel încât să se reducă suprafața zonelor naturale, care implicit va diminua pierderea de habitate naturale și de specii din zona protejată. Prevenirea producerii și extinderii incendiilor. Pe întreaga limită a zonei strict protejate Sărături Murighiol se regăsește un înalt potențial de transmitere a incendiilor care afectează aria protejată și care poate conduce la pierderi și distrugeri în flora și fauna ariei protejate, slăbirea lanțurilor trofice, afectarea unor specii rare, valoroase sau chiar monument al naturii. De asemenea, pe lângă distrugerea biodiversității, prin incendiu se produce degradarea ecosistemelor și peisajelor. Thank you.
Proiectul va contribui semnificativ la gestionarea durabilă a siturilor din rețeaua ecologică europeană Natura 2000. ROSCI 0065, ROSPA 0031. Constituente ale unei rețele coerente de arii protejate ale RBDD, care să îndeplinească toate criteriile de desemnare. De asemenea, proiectul contribuie prin activitățile sale la protecția biodiversității din ariile naturale protejate ale rezervației biosferei Delta Dunării. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.